Copiii devin tot mai des victime ale accidentelor rutiere, iar statistica arată că peste 50% din numărul total al tragediilor cu implicarea minorilor se produc din vina șoferilor grăbiți. Numai în primele două luni ale acestui an s-au produs 39 de astfel de accidente, iar pentru un minor impactul a fost fatal. Pentru a opri acest fenomen, Inspectoratul Național de Securitate Publică va desfășura lecții de siguranță în trafic în toate școlile din Republica Moldova. Angajații poliției susțin că de la începutul anului au desfășurat deja lecții de siguranță rutieră în peste 200 de instituții de învățământ din Republica Moldova. Campania de informare va continua și pe parcurs.